Ești un actor care tace și face. Ai un număr impresionant de filme, 21, dacă am numărat eu bine, pentru un tânăr actor. Cum ai reușit să te impui? Nu mai sunt chiar așa tânăr. Din păcate am cam trecut de perioada aia cu tânără speranță. Nu mai sunt chiar tânără speranță. Sunt adultă spre... nu știu câte filme, că nu prea stau actorii să-și numere filmele. Dacă zici că sunt 21, înseamnă că sunt 21. Asta e treaba noastră, să le numărăm. Da. Iar asta cu tăcutul, unora nu le place, mai ales prin filmele în care tot merg și mănânc cum râde toată lumea. Nu știu dacă o fi bine sau o fi rău. Da, e meserie, cum îți vin lucrurile, uneori mai bine, uneori mai rău, mie, din fericire mi-au venit. Pe lângă muncă și talent, în meseria ta este nevoie și de șansă. Care a fost șansa ta? Cum ți s-au deschis drumurile? Depinde cum îți vin. Șansa sau norocul, sau spune-i cum vrei, se echivalează cu întâlnirile din viața mea, adică oamenii pe care i-am cunoscut. Întotdeauna au venit lucrurile în viața mea prin niște persoane. Da. În meserie, primul om care a deschis drumul în carieră a fost domnul Cătălin Naum, profesor de actorie în Teatru Podul. Datorită dânsului am ajuns să fac meseria, datorită dânsului m-am pregătit, am intrat în facultate, mi-a fost profesor și în facultate. În teatru ulterior am intrat tot cu un spectacol regizat de dânsul și ani de zile după ce am intrat în facultate și chiar după ce am terminat facultatea am continuat să merg în locul ăsta, în Teatru Podul. Apoi domnul Mircea Albulescu, care mi-a fost profesor în facultate, a însemnat o întâlnire în viața mea care iară mi-a deschis foarte multe porți. Și după aia am început. Cristi Puiu, datorită căruia am început să fac film. Radu Muntean, care mi-a dat la momentul potrivit un rol care a marcat așa o nouă etapă, o schimbare în carieră. Porumboiu. După aia au fost lucrurile din afară cu regizorii străini. Adică nimic nu s-ar fi întâmplat fără câte o întâlnire. Știi? Da. Ai convins, așa cum ai spus, nu doar în România, ci și în străinătate. Dintre actorii străini cu care te-ai întâlnit pe platoul de filmare, care a fost cel care ți-a plăcut cel mai mult? Cu care ai lucrat cel mai bine? Eu rămân un fan al lui Ed Harris. Fan al omului Ed Harris, fan al actorului Ed Harris. Cred că am mai povestit eu treaba asta. La un moment dat, în timpul filmării, fusese o filmare grea, filmam de vreo 16 ore, era noapte, în deșert, și Ed Harris terminase filmarea. Și mai erau niște cadre cu mine și cu alții. Și eu aveam un prim plan, așa un plan mediu, și la un moment dat, în timpul discuției, personajul meu se referea la personajul interpretat de Ed Harris, se uita în direcția personajului Mr. Smith și două secunde, nu știu cât, arăta așa spre el și se uita. Atât. Ed Harris sau personajul lui nu era în cadru, mă uitam în mod normal, te uiți către un punct anume, nu contează. Nu. Ed Harris s-a dus la 30 de metri în spatele camerei de filmare, cam unde ar fi trebuit să fie personajul lui, și după 16 ore sau 17, în loc să se ducă la hotel, se culce, a stat drept așa, pentru ca eu, un actor din România, când zic Mr. Smith și mă uit spre el, să se uite la personajul la un punct fix. Asta arată și ce tip de actor e, și ce tip de om e. Deci, răspunsul la întrebare este Harris. Din colaborările internaționale, dacă ar fi să alegi un lucru care au ei și noi nu. Nu bugetul, în niciun caz. Asta era prima întrebare, bugetul. Ce alege? Știi ce au ei, dar nu ține neapărat de producție, au piață de desfacere. Și în momentul în care vorbești despre un proiect, un producător care ar fi el, de televiziune, de cinema, în momentul în care ei sunt în preproducție, nici măcar nu vorbim de filmare sau înainte de preproducție. Ei au deja tot lanțul ăsta care urmează finalizării produsului deja stabilit. De cele mai multe ori
filmul este, sau serialul este deja contractat, eventual încasat parțial, da. Și atunci toate discuțiile și toată energia e un pic, sunt un pic altele, pentru că una e să lucrezi pentru ceva, și nu mă refer doar la actori, mă refer la toată lumea implicată, să lucrezi pentru ceva ce s-ar putea să aibă o finalitate, și alta e să lucrezi pentru ceva care are un drum deja stabilit. Asta o ei. Noi nu avem piață. Oricât vrem, numărul de spectatori din România, numărul de săli de cinema din România, numărul de admisii mediu pe un film, nu-ți pot nu se acoperă. Dar invers, ai descoperit ceva ce avem noi și n-au ei? Se spunea înainte de 89 despre teatrul românesc care a cucerit Europa și nu numai datorită creativității și inventivității deosebite a românilor. Chestia asta venea dintr-un soi de neajunsuri, în primul rând din cauza cenzurii. Se spune că datorită acestei cenzuri, oamenii, artiștii români erau foarte creativi. Nu știu, că nu am trăit prea mult înainte de 89 și cu atât mai puțin am avut contact cu cultura. Cam asta se întâmplă astăzi în cinema. Nu din cauza cenzurii, din cauza bugetului. Datorită restricțiilor financiare, scenariștii, regizorii au început să se concentreze foarte mult pe interior. Nu se gândește nimeni să facă cine știe ce curse de mașini sau explozii spectaculoase. Toată dezvoltarea și toată căutarea este în interior. Asta e un lucru care cred că e un avantaj în fața producțiilor internaționale. Începutul tău de carieră a fost promițător, atât în teatru cât și în film. În film ne gândim la Lucian Pintilie, unul dintre monștrii noștri. În teatru a fost jocul tău la Teatrul Notara, premiul Timică, câștigat la Gala Hop în 2002. De ce ai renunțat la teatru? Din mai multe motive. În primul rând, cred că niciodată n-am fost foarte bun în teatru. Întotdeauna m-am chinuit. Adică eu, pe platou de filmare, sunt relaxat. Sunt relaxat, adică mă simt așa, ca peștele în apă. În teatru întotdeauna m-am chinuit. Deci nu cred că am avut vreo repetiție sau vreun spectacol în care să fiu așa relaxat, la fel cum sunt în fața camerei. Ăsta a fost unul dintre motive. Cred că niciodată n-aș fi putut, n-am fost oricum și n-aș fi putut să fiu la nivelul lui Rebenciuc, Albulescu, Mălăele în teatru. Știu, asta e. Al doilea motiv este... Am avut niște, hai să spun, neînțelegeri cu direcțiunea Teatrului Notara și aceste neînțelegeri m-au făcut să înțeleg că niciodată nu o să pot să funcționez în sistemul teatral. În film și în televiziune lucrurile sunt foarte clare. Există o relație foarte bine stabilită între regizor-actor, producător-actor, investitor sau spune-i cum vrei, director de televiziune sau spune-i tu cum vrei și cealaltă parte. În teatru lucrurile sunt așa. Vine fiecare, vine cu tot felul de lucruri, cu sisteme și cu... Sau, iartă-mă, asta se întâmpla acum 12 ani de când mai fac eu teatru. Să nu mă înjure oamenii din teatru care fac. Hai să nu, teatru e foarte puternic în România. N-am funcționat în sistemul ăsta bine. Și întotdeauna au ieșit scântei. Dar dacă ai primi acum, după 12 ani, dacă ai primi o propunere să joci într-un spectacol, l-ai accepta? Nu, propunere primesc de 4-15 ani în continuare, de 12 ani încoace. Atunci ce ar trebui să fie ca să accepti? Nu se mai poate. Eu am spus că dacă mă întorc în teatru, mă întorc cu un spectacol și cu un regizor. Regizorul a murit, e vorba de domnul Cătălin Naum. Deci dintr-o dată jumătate sau mai mult de jumătate din lucrurile care aș fi trebuit să existe ca să mă întorc în teatru s-au dus. Deci nu. Nu spun nu, niciodată. Nu spune niciodată, dar sunt foarte mici șansele să mai fac asta. Cum a fost întâlnirea cu Lucian Pintilie la Terminus Paradis? A fost cu scântei.
Eu aveam o apariție în filmul ăla, o zi de filmare sau două, nu știu câte. Adică nu e un rol adevărat. Am primit prin regizorul secund niște informații despre acest personaj. Am primit o casetă, un VHS, cu un film de referință și cu un personaj de referință. Era vorba de un poștaș care asta trebuia să fac eu. Pe bicicletă răsucea geanta de poștaș de două ori în jurul lui. Am dus acasă, am făcut rost de geantă de poștaș, de costum de poștaș. Am exersat o săptămână răsucirea aia. Am ajuns la filmare și am primit o geantă care nu era de poștaș și o haină care era dintr-un material așa, ca ăsta, știi? Greutatea genții nu era cea pe care exersasem și eu nu știam că de fapt am voie să spun, știți că am nevoie de o haină mai așa, că geanta nu e ce trebuie. A, cureaua era prinsă cu niște ace de siguranță și evident acele alea se agățau de bluză. Nu găsesc scuze, spun ce s-a întâmplat. Da. Și bineînțeles că în timpul filmării n-am reușit să fac ce trebuie. M-a bășcălit domnul Pintilie de mi-a ieșit prin ureche actoria. Până la urmă a ieșit cum a ieșit și ne-am întâlnit după vreo 6 ani în toaleta Teatrului Național, unde era, nu știu, un studio de postproducție. La pișoarul lui. Eu zic, bună ziua, domnul Pintilie. Uite așa la mine, zic, vezi unde întâlnești persoanele importante? Am dat din cap, ne-am terminat treaba, am dus la ghiuvetă și în timp ce ne spălam pe mâini, zic, știți că am lucrat, ce dragă, crezi că sunt idiot? Bineînțeles că știu cine ești. Zic, știți că, în timp ce vorbeam, atunci a fost un eveniment nefericit, că s-a întâmplat, nu știu ce. Ce dragă, am crezut că ești idiot. M-am înșelat. Asta a fost așa, întâlnirea asta era după Marfa și Banii, după visul lui Liviu cu Porumboiu, cred că era în timpul unui post-sincron la Poliția Adjectiv, ceva de genul ăsta, nu mai știu. Doar faptul că Pintilie a zis m-am înșelat a fost așa un soi de confirmare pentru mine a faptului că am trecut peste acel eveniment nefericit și că domnul Pintilie, cred, adică asta am înțeles eu, apreciază munca mea de după momentul de idiot. Ai jucat de la dramă sentimentală la comedie. În ciuda aparenței tale de copil cu minte, de persoană caldă, ai interpretat personaje extrem de dure, violente. Ce îți place mai mult? Personajele se interpretezi personaje violente sau personaje liniștite, calde? Știi că în afara țării, cu excepția primului film, The Way Back, am jucat doar mafioți, criminali, violatori, șefi de grupări de găști. Nu de găști, de adevărate grupări mafiote. Oh. Din păcate și din fericire, pentru că mie mi-asigură practic o nișă destul de clară. Și din păcate, pentru că e un soi de clișeu, cam asta funcționează în afara țării. Adică dacă ești este european, nu prea contează pentru ei, nu prea știu ei, bulgar, albanez, român, rus, lucrurile sunt oricum amestecate, știi? Adică ei sunt surprinși că ești român, dar nu vorbești rusă sau bulgară. De cele mai mult. A, nu? Nu. Bineînțeles că dacă aș sta să aleg, aș alege un personaj mai complex. Și cred că asta ți-ar răspunde fiecare, orice actor din lumea asta. Nu vrei să intri într-un clișeu dur, emoțional, sentimental, nostalgic. Ideal e ca într-un personaj să le amesteci pe toate și la final să iasă așa un melanj cât mai complex. Anul trecut te-ai implicat și într-un proiect social, Visul la cheie, ajutorarea unor persoane nevoiașe să-și aducă visurile mai aproape de realitate. Proiectul s-a oprit, mi-ai spus că urmează din toamnă să repornească. De ce și cum te-ai implicat în acest proiect? Visuri la cheie, da, e un proiect de televiziune. Am fost invitat cu vreo 2 luni înainte de producție efectivă să dau un casting, o audiție. Adică
N-au venit și mi-au zis, hai, tu ești. Sau s-au rugat de mine. Nu, a fost, cam ăsta e parcursul firesc în viața unui actor. Până să ajungă să facă un proiector, care ar fi el. Prima oară te duci la audiție, la casting. Da. Mi-a plăcut foarte mult regizorul, Dan Petcan. Mi-a plăcut ideea emisiunii. Mi-a plăcut echipa și s-a potrivit cu programul meu. Cam astea au fost lucrurile care m-au dus să fac parte din această echipă. Pentru că nu sunt eu cel care face lucrurile punct în spate. E o întreagă echipă de muncitori, de arhitecți, toată echipa de lângă mine, echipa din spate. Adică e un proiect foarte, foarte, foarte complex. Mare, da. Cum este să fii într-un astfel de proiect, eu... să ajuți niște copii, niște oameni nevoiași? Niște... E o senzație extraordinară ca la final unei emisiuni să vezi niște oameni fericiți, pe bune. Da. Adică lucrurile în emisiunea asta se fac așa cum se vede la televizor, la final. Oamenii sunt surprinși de faptul că noi ajungem acolo, oamenii habar n-au ce se va întâmpla cu casa lor, oamenii au problemele despre care vorbesc în timpul emisiunii, iar la final, eu sper ca lucrurile astea chiar să se întâmple după ce plecăm. Viața lor se schimbă, în bine. Senzația pentru mine este extraordinară, mai ales că de cele mai multe ori oamenii au senzația că eu sunt singurul, sau mă rog, cel mai răspunzător pentru lucrurile bune care li se întâmplă. Și e emoționant și flatant așa pentru mine și mă bucură foarte mult să-i văd că radiază, de cele mai multe ori oamenii radiază, adică de fiecare dată. Când vin și văd schimbările din casa lor și ulterior din viața lor, sunt plin de energie și de bucurie. Ceea ce, îți dai seama, că și pe mine mă bucură și mă umple de energie. Să trecem puțin la tine și la familie. La începutul anului, tu și Dana ați anunțat că familia voastră se va îmbogăți cu un nou membru. Da. Când se va întâmpla? Când vom vedea noul membru? Probabil în iulie. Deci nu va fi tot geamă ca și tine. Nu. Nu. Care sunt proiectele pe viitor? Ce urmează? E o perioadă plină pentru mine, Doamne ajută. Primul proiect și momentul de față, cel pe care ne concentrăm cel mai mult și eu și Dana, e copilul. Clar. După copil, în curând, pe 23, lansăm un proiect la care muncim de foarte mult timp, de vreo, cred că îl pritocim așa de vreo 3 ani și efectiv lucrăm de vreo 8-9 luni. E un proiect pentru copii. Cei care au copii știu ce înseamnă schimbările din viața fiecăruia când se naște un copil sau când începi să te implici de adevăratele anume. Proiectul se numește Povești pe băț. Debutează cu două direcții foarte clare. Un album pentru copii realizat de Dana, în care ea cântă și are invitat special Sofia Bucur, fetița noastră. Și site-ul care conține mai multe lucruri, dar punctul principal o reprezintă niște povești personalizate, create de Dana. Eu sunt pe partea de administrare și producție. Sunt niște povești pe care Dana le scrie special pentru câte un copil. Ai un copil căruia, să zicem, e frică de întuneric. Prin povești, așa funcționa la noi cu Sofia, prin povești reușești să-i transmiți cărligele, metodele prin care lui să nu-i mai fie frică de întuneric. La Sofia a funcționat, de exemplu, nu prea dădea la un moment dat jucării. Și prin povești inventate de noi în fiecare seară, îi ziceam că nu e bine să nu știu ce, că nu știu ce, prințesa nu știu care nu dădea povești copiii și... Și așa transmiți niște lucruri care uneori nu funcționează transmise direct, ochi în ochi, știi? Cam asta înseamnă poveștile personalizate. Și ulterior mai urmează niște chestii, o jucărie tot așa gândită de noi. Un proiect complet pentru copii
Asta e prima chestie. Încep emisiunile pentru al doilea sezon Visuri la Cheie. Asta e cealaltă. Da. Celălalt proiect. Începem filmările pentru următorul film independent produs in-house de mine, Papadopol și Boguță. Se numește Două Lozuri și este regizat de Paul Negoescu. Asta e o nebunie întreagă. E un proiect independent. Bani puțin, multă pasiune. În paralel mai am niște filmări în țară și în afară. Alea sunt așa împărțite, să vedem cum ne descurcăm. Cum mai aveți timp. Da. Bun, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Succes. Și de abia aștept să văd emisiunea pentru copii în primul rând. Da, asta să vedem cum o să iasă. E o provocare pentru noi. N-am făcut niciodată ceva de genul ăsta. Nu știu. Să vedem ce ieși. Mersi mult de tot. Mersi și eu. Și baftă mult.